Nu te feri pentru că n-ai cum să o ocolești. Hâți cu curățenie, hâți cu cea mai curată mașină din lume, Jonuțule, hâți cu cel mai șmecher comentariu de la piesa cu Amna. Zice așa: pă, Doriane, cred că în momentul în care îi pupai mâna acolo lângă mașină, în gândul tău spuneai: mai spală-mă mașina că e murdară. Corect, tată. Big like pentru cel mai șmecher comentariu și încă o dată hâți cu bună dimineața, pentru că nu știu dacă am apucat să-l spunem, cred că a fost cu curățenie și cu alte lucruri. Suntem la Diamond Clean, Jonuțule. Și oficial, bună dimineața, Bogdane, odată cu această relaxare. Pleacă aici, cu distanța socială, băiatul. Putem să spălăm din nou mașchinetele în legalitate totală și în curtea molului, Jonuțule, pentru că în curtea molului era o problemă. Iar noi suntem aici la noi pe Dudești, hăți tată, unde stăturăm înainte. Am adus mașina pentru că nu numai că mi-am promis că îi voi face o curățare în detaliu în momentul în care va trece toată perioada asta nebună, dar ei au cele mai șmechere soluții de scaune din alea, Jonuțule. O să-i rog să-mi facă și niște poze before and after, pentru că este plină de smârcăz, smeclem sau cum vreți să-i spuneți voi, Jonuțule. Așa că o să luăm la frecască unele la Diamond Clean aici. Îl ascultăm și pe domnul nostru care se aude încă din, vă rugăm, din spatele curții, Jonuțule. Iar noi o să decolăm către Liviu Todorescu, unde înregistrăm cea mai nouă piesă astăzi și nu mai filmăm aici, pentru că nu vrem să facem favoruri oamenilor. Hăți, tată! Bă, băiatule, bă, dar dacă nu filmăm la Mol Vitanul ăsta de pe 20 de ani, bă, băiatule, bă, și pe Mol, și sub Mol, și peste tot, am făcut reclamă din toate punctele de vedere, apoi să moară Jaxara dacă nu ne-au gonit ca pe hoții de cai de fie care dată, bă, băiatule. Și nu mai călca vreodată în molul ăsta. Uitați-vă voi la mine, dacă nu o să vină să mă sune să zică: "Doamne, iartă-ne, stai așa că a fost o lipsă de comunicare." Noi venim la Diamond Clean aici frumos, pe parcela noastră. Avem cât avem aici, câteva sute de metri pătrați, să țepenească Jaxara dacă mai calcă cineva în București molul ăsta. Uitați-vă voi la mine, că mama mi-a crescut tensiunul, Jonule. Cum ar spune Caragiale? Lăsăm mașina la băieți la Diamond să-i facă interiorul ăla cel mai șmecher semi detailing așa. Și după cum vă spuneam, mergem la Liviu Teodorescu, Jonuțule, pentru că avem mare piesă de tras. Jonule. Bă, băiatule, știi clar că ești serios atunci când ajungi la studio înaintea producătorului. Nu că n-ar fi serios Liviuțul nostru, mâncarea tata, că ne-a zis: Jonule, vezi că o să ajungi înaintea mea. Dar fiind aproape la spălătorie, Jonuțule, am zis să-l așteptăm aici pe cel mai șmecher, cea mai nebună voce masculină din România, Jonule. Mă topesc când cântă zăpăcitul ăsta. Iar ca o mică paranteză, trebuie să vă spunem că am reglat și problema de la Mol. Eram pe spațiul spălătoriei. Așa că, dragă Molule, te rugăm frumos, jumătatea lui 5 îți aparține, Jonuțule. Liviu Teodorescu! Gata, Jonule, hai să facem muzică, facem, hai să ne distrăm, muzică, hai să facem ce trebuie. Suntem la... Uite, mă, din căsuța asta câte hituri au ieșit, mă. Bă, dacă ați avea idee câte hituri au ieșit din căsuța asta, te-o fi și Dorian Popa fit Liviu Teodorescu sar pe noi un hit. Ce asta, mă? Care știu că... Ah, care știu? Am crezut că-mi dă cadou o boxă. Am văzut că e de asta de studio, zic: mamă, am troznit-o, ești nebun? Doamne ajută să fie și Dorian Popa fit Liviu Teodorescu mare, mare hit, Jonuțule. Nu, bă, dar ce grele sunt astea, bă, băiatule, bă. Sunt, ce înseamnă, bă, boxele astea de studio? Revenim din cutiuța magică, hăți. Hăți, Jonele, tovarășul Liviu Teodorescu, vocea vocilor, vocilor, vocilor românești, Jonuțule, v-am spus. Voi fi întotdeauna îndrăgostit de vocea lui Liviu, Jonule, pentru că este și, așa cum v-am spus mai devreme, cea mai bună voce masculină din România. El acum o să se înroșească. Frate, să mă rog, Jackson, dacă te min, nu te min. Și acum o să vă arătăm refrenul celui mai mare. Am învățat un cuvânt de aici din studio. Este și fratele Yogi cu noi, Jonuțule. Yeah. Din gama de producători de elită care nu vreți să știți câte hituri au făcut de-a lungul anilor, Jonuțule. Străzile din București, dacă știți. Străzile din București, Jonuțule, dacă o știți. Sus pe toc, dacă știți. Sus pe toc, dacă o știți. Multe piese, nu, multe, multe suflet, piese. Representing, bitch. Și acum o să vă arătăm, după cum vă spuneam, am învățat taxi, un cuvânt. Știți, cel mai mare banger, Jonuțule. Banger am învățat astăzi, am pus și pe Instagram deja, că atunci când învăț un cuvânt, bum, direct pe el. Este refrenul celei mai nebune piese de vară. Pe noi atunci când nu vă uitați. Sar pe noi ca pe tamburi. Cum e asta, mă? Să spui piesa pe YouTube fără să-ți fie frică de nimeni. Gata. Atât, tată, că după aceea vă dăm prea mult și vă stricăm această surpriză. Noul single Dorian Popa feat Liviu Teodorescu, Jonuțule, se va numi Sar pe noi, Jonuțule. Și în curând o să-l auziți la finalul fiecărui vlog, pentru că știți, asta este rutina. De fiecare dată când urmează un single nou, sperăm să fie și hit, nu vrem să-i spunem noi dinainte, o să fie genericul de final al vlogului. Acum, după ce am tras, cât am tras, mă? 3 ore? Cam așa, vreo 3 ore. Deci 3 ore partea mea, probabil că Liviu, la cât de profi a tras și el partea lui, vreo 2 ore, era deja trasă, trebuie să recunosc.
cunoaștem. Avem piesa gata în 5 ore, Jonuțule. Deja gândim un videoclip care o să fie, mare atenție, direct pe piscină la mine acasă. O să aducem trampoline din alea mari. O să aducem domnișoare hâț Jonule. Stai așa. O să aducem domnișoare hâț Jonule care să sară pe trampolină în slow motion, Jonuțule. Avem o super idee de videoclip, încă nu ne-am hotărât asupra regizorului, dar urmează un brainstorming. Nu înainte de a vă spune că urmează să vină în studio alături de noi prieten vechi, Jonuțule, un prieten nou pe nume Abi Talent, tată. Pentru că știți foarte bine, v-am anunțat că o să facem o piesă și trebuie să tragem strofa mea. El are o bucată din piesă trasă, mai trebuie să completăm cu bucata mea și cam aia este treaba, Jonuțule. Așa că țineți-vă bine, mergem să luăm mașina de la spălat. Ne întoarcem cu Abi în studio la Liviu Todorescu cu Yogi, tată. Deci trebuie să vă spunem că acest moment de, cum se numea, mă, nu Madrigal, cum se numea corul ăla din România, mă, Fanii, când eram noi mici? Allegretto. Allegretto, tată. Acest moment de corul Allegretto cu hâț în cor nu a fost. Bă, dar a fost și un corul Allegretto. Da, nu a fost gândit, dar acum că aflăm că Liviu a fost în corul Allegretto, înțelegem de ce. Era la plană corul Allegretto. A intrat exact pe timp, Jonule, și chiar simțeam așa, zici, mamă, parcă a fost într-un musical de la american, știi? Hăț, bă, Jonele, ia uite-te ce taxi am nimerit noi aici, bă, băiatule, cu plastic a comandat cu din ăsta anti cu Vizescu. Eu mă urc de obicei în față la mașini, trebuie să vă recunosc, dar foarte cool, îmi place. Big like, mergem spre Vitănescu să luăm mașina înapoi, este squeaky clean, mi-au trimis băieții poze, le vedeți pe Insta la mine pe story. Hăț, eu sunt Dorianesco. Stai ca Ghiozdan, stai ca Ghiozdanu, fail. Nu mai vorbi peste dublemele, că întorc camera spre tine. Vrei să te împuși cu un cadru acum? Asta zic, vezi? Mai bine nu mai vorbi în timp ce filmezi, că acum mă întorc pe tine, hăț, Jonule, pe zăpăcii sunt, bă, băieții mei de la Diamond Clean. Ne distrăm și ne cunoaștem de o viață, vă dați seama dacă prefer să vin de la mine, de la sat până aici, da? Deci uitați-vă, vă rog frumos. Bă, ce mergi nebun, zici că e altă piele, mă, la mașină, mă. Zici că are altă culoare, nu-mi vine să cred. Oricum, trebuie să vă uitați pe story să vedeți că i-am pus să fac, am eu o obsesie, să curețe jumătate de scaun și jumătate să o lase murdară și să fac post din aia before and after gen. Gata, tată, mașina este gata de relaxare, abia acum e gata de relaxare. Și ce credeți? Pentru că știam că nu voi mai găsi portofelul, am crezut eu în momentul în care l-am pierdut, mi-am cumpărat un portofel super șmecher, Jonule, ca să țin și actele de la mașină și cred că o să iau unul și pentru canam, dar să ne urcăm în mașină ca să evităm viitoare discuții. Înțelegeți ce zic, Jonule? Hai în mașină. Hăs, Jonele, mask off, mask off, pentru că suntem în mașină. Și ce credeți? Dacă suntem în mașină, Jonuțule, nu are cum să ne spună nimeni nimic. Aici pot să filmez cât vrea sufletul sufletelului meu. Dacă cineva a atins degetul ăsta, știi ce fac? SOS. Push the red button, press the button. Îți dai seama, sună 1-2 și spun: mă atacă, Jonuțule, mă atacă. Bun, v-am spus că am găsit portofelul pierdut sau furat, cum o fi fost, nu ne mai interesează, Jonuțule. Cu cardurile tăiate, de ce credeți? Pentru că a fost călcat de tractor, Jonuțule, când era pe câmp. Uitați-vă cum arată. Acasă am certificatul de naștere care era în el și am crezut că l-am pierdut, fraților, l-a uscat, pentru că vă dați seama, l-a plouat în iarbă acolo, cât o fi stat o lună de zile are de când l-am pierdut. Nu am vrut să-l fac până acum pentru că am zis că n-am cum să fac chestia asta în carantină. Mi se prea stupid, nici nu cred că s-ar fi putut. Aș fi așteptat să se deschidă evidența populației, care e în mall-uri mai nou. Eu sunt născut în Constanța, cred că ar fi trebuit să merg în Constanța, ferească Dumnezeu cât a situația. Deci imaginați-vă sute de ghișee la care ajungi și fix când ajungi cu tot vraful de hârtii, îți spun, am zis dă, că sună mai bine, da? E mai românește, așa, exact ca la raft acolo, ca la ghișeu. Și ajungi cu vraful de acte și spune, vă lipsește aia. Și trebuie să te întorci la altă coadă și tot așa și tot așa și tot așa și îmi pierdusem așa certificat de naștere, buletin, permis de conducere și toate cardurile. Hai treacă. Cardurile le-am anulat instant. Am putut să scot carduri și pe carantină pentru că băncile au funcționat. Am rezolvat cu cardurile. Dar ce mă făceam eu cu actele de identitate? Ce crezi, Jonule? Ieri mare întâmplare. M-a sunat un domn care ara cu tractorul prin Domnești, că în lamele tractorului, sper să nu mă exprim greșit, corectați-mă la comentarii dacă zic aiurea, a găsit un portofel, mă, Jonule. De fapt nu m-a sunat pe mine, normal că nu. A scris pe grupul din Domnești și un vecin mi-a zis: băi, Jonule, vezi că hâț, tată. Daniel Cristea mi-a zis: dați un subscribe acolo, Jonuțule, găsiți pe YouTube și pe el. Să-i dea Dumnezeu sănătate. L-am sunat pe domnul cu tractorul, am luat portofelul și s-a rezolvat tot. Certificatul de naștere este intact, l-a uscat acasă pentru că era ud, revenind din super paranteza pe care am făcut-o. Buletinul este un pic ciupit de lamă, dar nu mă interesează, mă duc, îl arăt deteriorat și cer înlocuirea lui. Easy stuff, când ai actele e simplu. Iar permisul este și el intact, Jonuțule. O să vă arăt de îndată ce-l pun în noul meu portofel.
portofel, Jonuțule. Și că tot veni vorba, pentru că v-am zis de afară, mi-am luat mare portofel cu numărul meu de XP-ul, băiatul meu. Stai așa că am prea multe fermoare aici și mă bat situațiile. Gata, așa, bun. Deci uitați-vă, vă rog frumos, piele naturală, hăț Jonuțule. Am pus aici sigla M, că n-am vrut să pun chiar BMW. Bine, poți să spui ce siglă vrei tu, ca și cum, dar mie mi s-a părut mai așa cu M. Mi-am pus și numărul de înmatriculare de la mașină, Jonuțule, în caz că mai ajunge pe vreun câmp și ajunge în lamele tractorului, să nu se mai chinuie omul să întrebe al cuie, direct se duce la poliție, ia-l tată, l-a pierdut V77 de XP. Apropo, am văzut un meme senzațional, Jonuțule, și l-am postat pe Instagram. Erau 4 drapeluri și era un drapel de la orice țară străină vezi voi și spunea ți-a căzut portofelul. Încă 2 drapeluri cu același text, iar la drapelul României 2 puncte și nu era nicio replică. Pe genul subliminal, cum că noi n-am returnat portofelele. Și eu am scris din text din Instagram: uite, Jonule, că nu este chiar așa. Și în România se mai returnează portofelele, da? Bun, cel mai șmecher lucru pe care vreau să vi-l arăt eu este că în portofelul acesta nouț pot să bag și talonul și RCA-ul, Jonule, pe care uite-te și tu în ce le țineam. Bine, trebuie să recunosc că de fiecare când mă oprea poliția părea așa protocolar. Ia uite ce dosar scoate Jonul, dar nu e ok, tată. Trebuie să luăm talonul frumos și să-l pun. Bă, nu mă sperie. Bă, unde e talonul? Hai, mă, frate, mă. Oh, am crezut că l-am găsit. Jonuțule, avem o situație. Unde este talonul? Căutăm și revenim, panică mare, Jonuțule. Doamne Dumnezeule, ce semne îmi dai și cum îmi sare inima din piept. Ce să înțeleg oare? O să mă gândesc numai la asta toată ziua. Deci știam că le-am pus aici, pentru că știți de ce? Am vrut să se îndrepte și mi se pare foarte cool să am actele drepte și să stea îndreptate de Biblie, Jonule. Dar cum? Am uitat că le-am pus aici, bă, frate, bă. Bă, mi-a stat inima în loc, vă dați seama că eu am găsit în portofelul și nu găseam RCA-ul și talonul. Vă dați seama prin ce mă trece pe mine, Doamne, Doamne? Ca să-mi arate că sunt zăpăcit, mă, și că sunt haosat, Doamne, Doamne, iartă-mă. Revenim, Jonuțule, gata? Ce panică supremă. O să vă arătăm acum cât de șmecher intră și talonul și RCA-ul în acest portofel și nu numai că intră, Jonuțule, dar nu mai ai nevoie de toată chiloțăraia asta, le poți arăta direct așa și nu mai stai cu plasticul ăsta uriaș ce mă enervează, că nu-i frumos să le ții și tu în ceva. Eu îți dă seama cu ordinea, v-am spus, la mine OCD-ul e în floare, da? Dacă OCD-ul e în floare, ordinea trebuie să fie maximă, de-aia am ajuns să pun astea în Biblie, ca să stea drepte, nu care cumva să fie strâmbe, să se strice, că sunt talonul și RCA-ul mașinii. E perfect, Jonule, avem RCA, totul este bine până în august. Și acum cea mai șmecheră chestie, Jonuțule, la portofelul meu, un nou Kendo, hăt, tată, uite aici, tată. Kendo, iar pe Instagram îi găsiți kendo.ro pentru cei care sunt pasionați și vor să încerce ceea ce încerc și eu, pentru că sunteți mulți și vă mulțumesc din suflet. Uite mă care e șmecheria. Ai scos asta, tati, și aici pui ce vrei. Deci fii atent, permis de conducere, dacă vrei poți să spui și carduri. El adăpostește, era să zic. El ține și banii, Jonuțule, pentru cei care vor să țină și banii în el, să țină toate lucrurile la un loc. Eu o să mi-l iau pentru actele mașinii și nu te feri pentru că n-ai cum să ocolești. Ai fost anunțat pe vlog pentru prima oară în premieră mondială. Aplauze și gălăgie pentru Abita. Îți, tată, a venit regele cu steluțe, l-așteptăm, că ăsta nu poate decât în Rolls-uri, în din astea. Dreapta spate, directore, dreapta spate. Îl poftim ca pe director, Jonuțule, ia uite, îl dăm cu a camera, ia uite-l, tată. Am pus steluțe acolo să fie bine, mergem la studio. Lui Vi, hățăționului. Gata, tată, despre asta este vorba. O să-mi montez toate actele în noul meu portofel. Slavă Domnului, mulțumim, Doamne, că ne-a adus înapoi portofelul ăsta magic. Acum putem să-l aruncăm la gunoi. Îl păstrasem pentru voi. Vreți să vă povestesc povestea reală? Cum l-am păstrat, Jonuțule? L-am aruncat la gunoi și sună Cori, bă, păstrează portofelul, să filmăm cu el. Și am răscolit prin gunoi 10 minute până l-am găsit. Dar toate astea pentru YouTube, Jonuțule. Revenim de la studio în câteva minute. Hăț, tată, este ora 23:29, deci suntem de peste 10 ore în studio, Jonule. La 12:30 eram la studio. Wow, wow, wow. Am terminat 2 piese colosale, Jonule, a mea cu Liviu și alu Abi cu mine. Hăț, tată, iau. Uite-mă cum stă, mă, bagabontul, mă. Bă, știu ce vine. N-ați văzut bagabont mai șmecherit ca asta, mă, să mor eu. Știu ce vine, de-aia stau așa. Ce zace în ăsta, bă, băiatule, bă. Cam asta a fost ziua noastră, una dintre cele mai productive zile, Jonuțule. Abia așteptăm să se lanseze piesele astea două. Cu siguranță nu sunteți pregătiți de ce urmează. Ne bucurăm că am reușit să tragem ambele piese integral, Jonuțule. Mai trebuie masterizate, filmate, clipuri, bombă, banger și lansate pe YouTube, Jonuțule. Până una alta, nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa. Subscribe, Abi Talent, Jonule. Nu uitați să dați follow pe Instagram, 1babyabi1jon. Jonule, eu sunt Dorian, Corile V, numărul 1, tată, ele, regele neîncoronat, hăți, tată. Nu uitați să dați follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit domn Facebook și de asemenea, țineți ochii pe www.dorianpopa.ro și pe... Bă, tu nu-ți faci, mă, stai de mărci? Ba da, o să fac și. Și când va fi să fie www.abi.ro, Jonule, să aveți o zi... www.babyabi.ro. O cafeluță și un weekend mirobolante. Nu am fost corect de la început, îmi asum. Trebuie să recunosc că mi-a fost greu să mă adun. Tot ți-am spus de ea în această seară.
seară. De frică să nu te pierd pentru a doua oară. N-am fost sincer, dar voiam să spun despre ea, despre tot, despre viața mea de acum. Hai mai bine să vorbim la mine la